Proiectul câștigat de Prorectoratul de Relații Internaționale urmărește aplicarea strategiei de internaționalizare a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și adaptarea acesteia la efectele pandemiei de COVID-19. Este vorba de un proiect pe domeniul internaționalizare câștigat prin competiție. Această competiție a fost organizată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior sub patronajul Ministerului Educației. Există mai multe domenii pentru aceste proiecte pentru finanțarea de dezvoltării instituționale. Universitatea noastră a participat la toate cele 6 domenii, iar Prorectoratul de Relații Internaționale a participat și a câștigat acest proiect pe domeniul internaționalizare. Este practic al patrulea proiect câștigat, pentru că din 2018, pot să o spun cu bucurie, participăm și am câștigat acest proiect pe acest domeniu în fiecare an. Acest proiect însă n-ar fi putut fi posibil și nu-l putem pune în aplicare dacă nu am ține cont de prevederile strategiei de internaționalizare a universității noastre, strategie pe care noi, începând cu 2020, am elaborat-o pe o perioadă mai mare de timp, 2020-2025, practic este perioada de timp propusă de Comisia Europeană și noi, participând la programul Erasmus, am respectat aceste prevederi. Legat de proiectele câștigate până acum, au avut 3 mari obiective: participarea la manifestări internaționale cu topică educativă și de cercetare, de asemenea să cofinanțăm și să susținem anumite conferințe și evenimente științifice și educaționale internaționale organizate de Universitatea noastră și, de asemenea, mobilitățile de tip incoming sau outgoing, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice ale universității. Așa cum vă spuneam, începând din 2020, însă proiectul de internaționalizare și cu atât mai mult și proiectul de anul acesta au fost practic dominate, dacă vreți, de două cuvinte cheie: online și digitalizare. Și practic și acest proiect din 2021, o să vedeți expunând titlul, că se referă la această legătură dintre activitatea noastră impusă de contextul epidemiologic actual, și anume titlul proiectului este susținerea strategiei universității noastre de adaptare la efectele educaționale ale pandemiei COVID-19 prin intensificarea și extinderea în maximă siguranță a activității noastre de internaționalizare. Și iată că în 2020 și continuând, bineînțeles, cu 2021, a trebuit, dacă vreți, să ne mutăm aceste activități în sistemul online, însă consider că le-am făcut eficient și le-am făcut foarte bine. În ceea ce privesc obiectivele prezentului proiect, unele, o să vedeți că unele dintre obiective reprezintă o continuitate a proiectului început în 2020, și anume participarea de data aceasta în sistem online la târguri educaționale. Continuăm participarea în Franța, la târgul educațional din Franța, în Olanda și de asemenea în Israel și în Maroc, cu colegii din Maroc și cu sprijinul Asociației Culturale Internaționale Române, care are sediul în Maroc. De asemenea, tot online am organizat un webinar, o zi a porților deschise, în care colegii noștri au răspuns întrebărilor posibililor candidați la universitatea noastră. De asemenea, vom accesa un proiect Erasmus Plus anul acesta
Și în continuare ne vom focusa pe un obiectiv major, acreditarea internațională a universității noastre. Ea a fost deja începută anul trecut, contractul a fost semnat anul trecut și prin acest proiect de internaționalizare noi de fapt am cofinanțat o parte din contract și de asemenea am finanțat integral participarea a 20 de persoane din universitatea noastră, cadre didactice și personal administrativ, pentru a participa la un training de pregătire în vederea acreditării internaționale cu autoritatea contractantă. Această acreditare internațională urmărește, de fapt, aplicarea standardelor VFME, e vorba de Organizația Mondială privind educația medicală și sunt standarde pe care noi ne dorim să le implementăm. Bineînțeles că acest proiect va continua și în anii următori. De asemenea, vorbind de digitalizare, dorim să asigurăm o platformă să fie activă de social media pentru studenții internaționali și de asemenea pentru tutori, studenții de tip VADA, pentru că avem și studenți internaționali implicați în activitatea de tutoriat. De asemenea, în proiectul de anul acesta asigurăm mobilități online de tip incoming și outgoing pentru 21 de cadre didactice și studenți din universitatea noastră. Vom participa tot în regim online la conferința organizată în vară de Asociația Europeană pentru Educație Medicală, AIMI, a căror membrii suntem. Apoi vor fi organizate 3 webinarii internaționale cu ajutorul personalităților medicale și din lumea științifică din Statele Unite ale Americii, practic personalități din diaspora românească, și vor fi organizate discuții pe teme de educație medicală, de cercetare științifică și de asemenea cum pot accesa colegii noștri, cadre didactice, dar și studenți, participarea la granturi de cercetare, de studii postdoctorale, de exemplu în Statele Unite ale Americii. Și nu în ultimul rând, susținerea și cofinanțarea unor evenimente internaționale organizate de universitatea noastră, așa cum va fi un webinar internațional de o zi organizat de disciplina de fiziopatologie și de asemenea organizarea Congresului Mondial de Nutrigenomică, de asemenea organizat de universitatea noastră. Iată, zic eu, o paletă largă, complexă, diversă, care cuprinde practic toate sferele activității medicale și de cercetare științifică, implicarea studenților noștri, pe de-o parte, a cadrelor didactice, dar și, bineînțeles, parteneriate cu colegii din străinătate, deschiderea față de colaborarea cu studenții internaționali care, pe de-o parte, doresc să aplice, să devină studenți la noi, pe de altă parte, sunt studenții care participă deocamdată în perioada aceasta numai în regim online prin programul Erasmus și, de asemenea, acele parteneriate științifice interuniversitare. Acestea au fost obiectivele proiectului nostru. Credem, prin faptul că l-am câștigat, că am convins și au fost apreciate aceste obiective, proiectul deja a început în luna mai, se va termina în luna decembrie acestui an, a avut un buget aprobat de Ministerul Educației de 320.000 de lei, prin care asigurăm aceste activități și, bineînțeles, pe site-ul universității noastre vor fi publicate în timp util rezultatele și respectiv diseminarea rezultatelor acestui proiect de internaționalizare FDI 2021.